Festivalul România Autentică s-a născut din dorința de a dezvolta și a readuce în lumina prezentului cultura, arta și valorile tradiționale românești, de a arăta lumii întregi partea frumoasă a României. Ideea i-a aparținut mușcelencei Cristina Chiriac, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor, care dorește să sprijine păstrarea tradițiilor populare românești. Anul acesta festivalul a fost organizat simultan în trei locații diferite, Brașov, Iași și Hobița. Creatori și colecționari, interpreți și dansatori, păstrători de tradiții și pasionați și-au dat mâna pentru a arăta frumusețea moștenirii poporului român. În prima zi a Festivalului România Autentică, sâmbătă 23 iunie, zeci de meșteșugari, reprezentând mai multe zone etnografice ale țării, au expus în Piața Sfatului din Brașov o gamă variată de produse, toate realizate manual. Cum fac lucrurile, de exemplu, care știe ceva, care are, sunt utilitare, deschizător, turbușon, seturi, dop, pixuri, depinde, uite, pix, care e făcută din cartușe trase, tot șlefuit în vârf de cor, sculptat manual. Acum, toate sunt solnițele, de exemplu, solnițe, astea sunt confecționate din os de vacă, piciorul vechi, dar depinde și tot sculptat, cu monograma. Sunt făcute manual? Manual, sculptura, da, și, de exemplu, se umplă și iese, de exemplu, din față. Și chinam, și nu se rupă, piper, sare și un scobitor, în tot sectorul de sală. Sunt oamenii atrași? De... Da, sunt, nu, trebuie să găsească, eu știu că au și preț, dar trebuie să găsească și client potrivit care și cunoaște și poate și plătică, țin muncă, azi țin ani în șir, depinde că asta nu are cum să moare, adică nu se rupă, e foarte rezistent, nu are moarte, putem să spunem. Acum celelalte sunt bijuterii, de exemplu flori de colț, broșele sau la pălării, cravatele, de exemplu, care se poartă așa la vârtă, deschizătorul. Acum prelocuri sunt mai mici, de exemplu, care se poate și ei. Adică toate sunt utilitare. Mai mi-arătați odată bătătorul ăla, să mă uiți eu la el. Asta e, modelul acesta îl știți deja sau? Da, păi eu îl știu așa din memorie. Pe tot. De câți ani? Din 1972-2018, mulți ani. Da. Și meșteșugul acesta l-a învățat mama sau? Nu, 46. Duminică, în ziua de Sânziene, cea de-a doua zi a festivalului, a fost rezervată spectacolelor folclorice. Artiști consagrați au urcat pe scenă pentru a petrece momente frumoase alături de spectatorii veniți în număr mare. Români, noi suntem aici pe vestă. Mușcel TV sprijină manifestările care doresc să readucă în atenție tradițiile și obiceiurile moștenite de la străbuni, astfel că a fost partener media al Festivalului România Autentică.